Toată săptămâna aceasta, compania de teatru Ancuța a pus în scenă piesa de teatru Colivia cu iluzii, de Cornel Udrea, în cadrul unei campanii neconvenționale împotriva consumului de plante etnobotanice și substanțe halucinogene. Piesa a fost jucată timp de 5 zile într-o galerie comercială din Ploiești, în cadrul săptămânii de excelență pentru elevi, și s-a bucurat de atenția publicului de toate vârstele. Mesajul acestui spectacol este acela de a stăvili pe cât se poate, dacă dar nu pune capăt consumului de plante etnobotanice. Este un fenomen care, din nefericire, a luat foarte mare amploare. Noi, în Ploiești, nu ne confruntăm cu niște fenomene extreme, însă, așa cum se știe, este mai bine să preîntâmpini decât să vindeci. Dacă am cap cu suc? Da? Ai capul cu suc? Dar întâi ți l-a spart cineva. În restul sănătos, cu capul dinăuntru? Dar mă sting în fiecare zi, inutil, ca un bec ce am de prin soare. Colivia cu iluzii este o piesă de teatru contemporană care are ca subiect mirajul drogurilor. Personajul principal este un tânăr deștept, dar care face parte dintr-o familie dezorganizată. Acesta pică în patima drogurilor și ajunge să aibă probleme chiar cu cămătarii, după ce nu mai poate să le returneze banii împrumutați. Mesajul este foarte important și tocmai de aceea piesa poate ajunge ușor la sufletul tinerilor care se pot regăsi în tânărul Călin. Pardon, deci ajungem noi la efect? Și nu începem cu cauza. De ce nu se interzice apariția acestor pericole la magazinele din oraș și de multe ori, din păcate, și aproape de școlile la care voi învățați? Trebuie să avem grijă un pic la viitorul copiilor, pentru că pe umerii lor apasă cea mai multă responsabilitate. Ei trebuie să ne scoată din acest vacarm, că este un vacarm de acum. Și eu am un băiețel în clasa 10-a. Să sper că nu o să avem de-a face cu așa ceva, sper că nu. O să mergem și la ei, la liceu, să vizioneze și copiii de acolo spectacolul. E un exemplu extraordinar din punctul meu de vedere și ei sunt un exemplu extraordinar. Sunt tineri și tinerii să vadă tinerii ce fac și că e foarte bine. În afară de Primăria Ploiești, partener în cadrul acestui proiect este și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.